Florin Stângă, cum se zice, era? Antrenorul viitorului Pandurilor Târgu Jiu sau? Târgu Jiului. Târgu Jiului, da. Sau Bun. Târgului Jiului. Târgului Jiului, corect. Bun, Florin Stângă l-am ascultat după această eliminare din cupă. Omul este foarte dezamăgit pentru că spera să continue șirul victorilor din campionat. Domnul Decebor, nu vă mai pot opri. Da. Informația brută este următoarea, că Federația se gândește serios să-l demită pe Mihai Stoichiță. Și s-au și făcut pași serioși, înțeleg, în acest sens. Cam Mihai ce ar însemna Stoichiță, pași serioși? pași Sau nu înțeleg. serioși, înseamnă o negociere financiară. Hotărârea s-ar fi luat după ce au fost consultați mai mulți membri ai Comitetului Executiv și după ce diferite personaje din federație au mers la Buleanu și au spus: domne, trebuie să facem treaba asta, că uite, se întâmplă lucruri. Eu știu că a și fost contactat un om pentru a-i lua locul lui Mihai Stoichiță. Omul ăla, din informațiile mele, este Ilie Dumitrescu. Acum vom vedea dacă așa e sau nu e. Apoi vor încerca să mai coopteze pe cineva din generația de aur pentru partea asta de juniori, tineret, de la Federația Română de Fotbal. E vorba de un fost mare internațional al nostru care stă în Cluj. Vasile Dân. Da. Sau nu stă în Cluj, că e ministru apărării. Nu stă Dan în Cluj, Petrescu. că e ministru apărării. Cine? Dan Petrescu. Nu, nici Nu Dan e el. Petrescu. Știu că. A fost în tribună la ultimul meci al echipei naționale, a stat în tribună cu un oficial de la Federația Română de Fotbal, cu un angajat al Federației Române de Fotbal. E clar că vor să facă un pas pentru a-și spăla cel puțin imaginea. Și dacă se întâmplă lucrurile astea, eu nu le comentez în momentul de față, pentru că în seara asta l-am aflat și eu și nu știu dacă ar fi bine sau nu. Aflu însă că deja fostul capitan al Barcelonei, Gică Popescu, a început să și sune și să le spună foștilor lui colegi din generația de aur că n-ar fi normal și bine și corect să se implice în vreun proiect de-al lui Buleanu în acest moment. Pentru că echipa națională și tot ceea ce se întâmplă la echipele naționale, adevărul e că sunt pe fundul prăpastiei. Dacă li se întinde o mână acum, probabil că asta se gândesc. Uite, pentru că e geană pe emisiunea noastră, Ilie mi-a dat mesaj că nu a fost contactat de nimeni de la Federație. Știu Ce că știi? la fel n-a fost contactat nici la povestea cu Adrian Motu, Ilie. Păi Nu, nu, glumesc. nu, Da. nu mai țin minte atunci că Da, a da, negat da. sau... Da, astea sunt informațiile mele. Nu știu, Da, eu probabil că am are, zis să bineînțeles că completeze. da, foarte bine Da. că Măcar spui acolo treaba asta. unde am acces la informații, Da, că da, da, pe da. domnul Burleanu nu îl pot deranja la ora asta. Da. Deci e clar că se întâmplă niște lucruri și e bine Da, că se asta întâmplă. În în urmă cu... contextul în care, să nu uităm, domnul Mihai Stoichiță a fost rugat de domnul Burleanu în timpul unui meci să nu mai dea indicații din tribună. Nu cunoști? Da, nu, Da, că uzurpă autoritatea că antrenorului. Tu îi spui am înțeles. lui nenea ăla, jucătorul, să se ducă Să, încolo corect. și poate antrenorul îi spune să ducă încolo și atunci ce Da. facem cu... E un semn Meci cu până Islanda? la urmă Poftim? La meciul cu Islanda? La sub 19. A, la sub 19. Știu că Acum, și recent. la, Acum, și la, recent, și, nu și știu, la, uite că nu și la știam. Mirel. Și la Mirel. În perioada, A, fost o discuție și mandatul lui atunci. Mirel. Da. E un semn, într-un fel, de bine din punctul meu de vedere, da? N-ai putut cu un om, îl schimbi. Da. Să vedem dacă lucrurile se vor întâmpla așa. Înțeleg că și domnul Bodescu ar fi fost luat în vizor la un șpriț din ăsta federal. După mai multe pahare, chiar domnul Bodescu s-a ridicat pentru că i s-au reproșat niște chestii la masa aia.
De către cine? Și de către Burleanu, de către alți membri ai Comitetului Executiv, s-ar fi ridicat... Aici deja cred că e SF. Nu e SF. S-a ridicat și a spus lui Burleanu, datorită mie ești președinte. Și voi, ăștia de pe aici, nici nu visați să fiți pe aici dacă eu nu vă ajutam. Aici, cam are dreptate. N-are dreptate. Așa se întâmplă. Așa e când... Știu, da. Noi nu-și mai au locul cuvintele, noi nu mai facem... Așa e când... Da. Înțelege publicul. Da, mă rog, măcar noi să înțelegem. La Mihai Stechiței bănuiesc că e greu să-și oprească reflexele, pentru că el a fost antrenor, nu? Și la club a fost selecționat. Okay. Eu știu că situația e complicată și că în momentul când ajunge în poziția pe care o ocupă el acolo, e nevoie de autocenzură. Dar... Mă, ești în tribună, ești un acționar federației, tu te apuci să dai indicații la... Vezi bine că s-apucă. După ce noi discutăm atâta, zicem că trebuie lăsați în pace antrenorii și te bași peste ei și... Și da, țin minte, și-a adus aminte bine. Da, Danciu. Dar eu am memoria mai scurtă. Primul și... care a tras semnalul de alarmă vis-a-vis de Stoichiță a fost Rădoi. Așa este. Ne-a sugerat că se implică mai mult decât ar fi cazul. Da. Iar acum, deși Pelici avea contract doar 10 zile, trebuia ajutat și în astea 10 zile. Și uite că... A contat și asta, că ne-am calificat la turul de elită. Exact. Așa că eu am înțeles ce, am luat act de declarația lui Ilie, că n-a fost contactat și că n-are nicio legătură cu subiectul. Vom vedea. Am spus, eu știu că a fost contactat, s-a discutat și cum a fost mare de tot internațional și că i-ar fi refuzat sau că a lăsat-o așa în coadă de pește. Mai ales că n-avea angajament în ultima perioadă. Trebuie să ne dai cât mai multe detalii, dar să nu spui despre cine e vorba, da? Da, nu vreau să spun despre cine e vorba. Ok. Bun. Așadar, ești perfect conștient că e posibil să nu se întâmple nimic? Bineînțeles că sunt perfect conștient. Dar totuși, pe de altă parte, spre deosebire de... sunt dator să împart cu publicul ce aflu, că asta e meseria pe care am. Spre deosebire de alte și de multe ori, scuză-mă, s-a întâmplat să am dreptate. Da, așa este. 99% din cazuri, da. Mai întâi. Dar, spre deosebire de alte cazuri, când chiar poate să nu se întâmple nimic la suprafață, da. Aici, dacă ar exista intenția din partea conducerii federației... N-am aflat nimic, mulțumesc, așa e. Să renunțe la Mihai Stoichiță, s-ar și întâmpla. S-ar și întâmpla. Dacă asta Corect, asta fac. Dacă unele lucruri se mai schimbă, se mai nu știu ce, și după aia nu mai afli dacă a fost adevărat ce ai știut tu, aia e partea a doua. Dar aici, dacă chiar există intenția asta, sunt convins că se va întâmpla. Exact, corect. Dacă nu se va întâmpla, am dubii că... a existat măcar intenția de schimbarea lui Mihai Stoichiță, de înlocuire cu altcineva, nu știu, vedem. Da, primesc mesaje despre cine este internațional. Da, așa este. Da. A, deci se știe. Nu, din indiciile tale bănuiesc că și-a dat seama un prieten al emisiunii și colaborator. Bun. Așadar, informația pe care o are Decebal Rădulescu, Federația ar dori să caute un alt director tehnic al Federației. Exact. Că despre asta este vorba, nu despre persoana lui Mihai Stoichiță. Care, apropo, dincolo de... E greu să reziști tentației de a striga ceva din tribună, dincolo de lucrurile bune pe care le-a făcut în... cât a stat la federație sau poate le va mai face cât va mai sta. Poate că a făcut și lucruri bune. Da. Discursul în anumite momente, cu tot respectul, cu toată nu știu cum să zic... Considerația, zici. Considerația, da. Discursul poate a fost în unele rânduri halucinant, inclusiv acum, după această retrogradare, după acest final de campanie. Ascultăm.